Bună ziua și bine ați revenit în Comuna Cordun. Este adevărat că în ultima perioadă intensitatea traficului greu la nivelul Comunei Cordun a crescut enorm de mult, datorită și investitorilor care au investit în zonă și este clar, așa cum am spus și cu alte ocazii, investițiile apar în zona noastră. Mai sunt investitori care urmează în cursul anului 2020 să dea drumul la alte noi linii de fabricații, la practic mai apar câteva fabrici la nivelul Comunei Cordun și clar că trebuie să gândesc soluții pentru a prelua acest trafic greu și a fluidiza traficul la nivelul comunei, dar mai mult de atâta, cred că am gândit acum la ora actuală soluții pentru a evita traficul greu prin Comuna Cordun, prin centrul satului Cordun, drept pentru care acum o săptămână, două în urmă, am demarat un nou proiect, un proiect de completare a variantei ocolitoare a satului Cordun. O variantă ocolitoare, practic, care va fi formată din două proiecte. Un proiect pe care l-am avut de mult, îl implementez de circa 2 ani la nivelul satului Cordun. Un proiect cu finanțare pe fonduri europene și continui acum această variantă cu un proiect nou. Un proiect nou, aproximativ un kilometru, ca să completeze această variantă pentru a preîntâmpina problemele traficului la nivelul satului Cordun. Înțeleg că soluția la care vă gândiți este una puțin mai drastică, adică intervin niște terenuri cu proprietari mai mulți, sau, dar mergem pe ideea că dacă este problemele comunității, trebuie... La... nivelul satului Cordun a existat o variantă ocolitoare, nemodernizată, una pietruită. E drept că o parte din ea se afla pe proprietatea Metal Steel-ului. Cei de la Metal Steel au hotărât să blocheze acest tronson de drum, dat fiind faptul că este în apropierea șinei de cale ferată și pentru a preîntâmpina, din punctul meu de vedere, eventuale distrugeri la rețeaua de cale ferată, au închis acest tronson de drum. Dar am venit cu o nouă soluție, o soluție în sensul în care să expropriem anumiți proprietari din zona respectivă, să expropriem proprietarii și să creăm un traseu nou. Un traseu nou. Am emis certificatul de urbanism pe data de 19-11. Sper ca până în primăvara anului 2020 să finalizăm inclusiv procedura de achiziție și de autorizare, astfel încât în momentul în care modernizăm tronsoanele de drum care le aveam finanțate și contractate prin AFIR, să reușim să întregim acest segment de drum prin această porțiune. E clar că acest lucru impune și o expropriere la nivelul proprietarilor, așa cum am spus anterior. Am făcut o ședință, cred că acum vreo două săptămâni, cu proprietarii din zonă. Le-am explicat beneficiul a acestui drum în zona respectivă. Și cred că am căzut de comun acord că acest lucru este în beneficiul locuitorilor din satul Cordun, dar și în beneficiul proprietarilor din zona respectivă, dat fiind faptul că, din punctul meu de vedere, valoarea imobiliară a terenului respectiv va crește și atunci beneficiul, practic, beneficiem cu toții mutual, da, de această investiție. Odată va beneficia întreaga comunitate în sensul în care vom fluidiza traficul în zona centrală a satului Cordun, dar și, așa cum am spus anterior, și proprietarii din zona respectivă vor avea terenuri cu
prețuri mai bune pentru eventuali investitori din zona respectivă. Deci vorbim doar de avantaje. Dacă este să ne gândim la final, pentru una la mână traficul greu nu va mai veni prin comună, deci fără discuții disconfortul dispare. Viteza cu care materialele sau marfa trece prin comună crește viteza, pentru că vorbim de o rută ocolitoare. Exact. Trei, nu mai există nicio discuție referitoare la a cui e drumul, cine îl administrează și așa mai departe, pentru că va fi clar al Comunei Cordun. Și patru, vorbim și de o eventuală posibilă creștere a prețului pe acele terenuri. Unde se pot dezvolta alte afaceri? Sigur că da. Pentru că, din punctul meu de vedere, această variantă ocolitoare creează oportunități noi pentru viitorii investitori în zona respectivă. Este necesar, din punctul meu de vedere, ca și primar al comunei, să am în viziunea mea dezvoltarea mediului privat, a investițiilor la nivelul comunității pe care o reprezint. Toate aceste lucruri înseamnă beneficii pentru toți, așa cum ați spus și dumneavoastră anterior. Investitorii vor avea căi de acces către zonele de producție, căi de acces foarte bune. Vor avea acces rapid în drumul european și de ce să nu luăm în calcul și locurile de muncă create la nivelul comunității și de ce să nu luăm în calcul și taxele și impozitele pe care le plătesc la bugetul local. Toate aceste lucruri sunt beneficii pentru toată lumea. Deci nu se poate cineva să spună că va pierde, nu are cum. Nu, toată lumea câștigă din aceste lucruri. Pentru că întreaga societate românească câștigă în momentul în care societatea se dezvoltă, în momentul în care primarii comunităților fac ceea ce trebuie să facă, comunitățile se dezvoltă și toată lumea trăiește bine și se simte bine în comunitatea în care trăiește. Puteți estima când va începe sau cam când se va termina această lucrare? Din punctul meu de vedere, sper că până la sfârșitul lunii mai anului 2020 să fie finalizată întru totul, mai ales că acest nou proiect pe care eu l-am inițiat, așa cum am spus acum 2 săptămâni, este legat de tronsonul de drum care deja este finanțat, contractat și la care am emis și autorizație de construire, așa cum am spus, cred că la interviul pe care l-am avut cu dumneavoastră acum vreo 2-3 săptămâni în urmă. Sper că la sfârșitul lunii mai această investiție să fie finalizată. Pentru că un kilometru de drum, pe lângă cei 3 kilometri care deja erau, nu mi se pare foarte mult și de asta cred că la sfârșitul lunii mai 100% vom avea finalizată această investiție și acest tronson de modernizare la nivelul satului Cordon. Investiție de care vor beneficia, repet, agenții economici de pe raza toți agenții economici, dar și, de ce să nu discutăm, și persoanele fizice care tranzitează satul Cordun, ocolesc satul Cordun, din punctul meu de vedere, în 2 minute. Și preîntâmpin eventuale neplăceri la nivelul satului Cordun, dat fiind faptul că au mai fost incidente rutiere și în anii anteriori datorită traficului și sper ca cu această ocazie să preîntâmpin orice accident, să preîntâmpin accidentele rutiere care ar putea fi la nivelul zonei centrale din satul Cordun, care s-au mai soldat și cu victime în anii anteriori. Odată cu lucrările care vor începe aici, aveți primăria Cordunare posibilitatea să intervină și la trecerea de nivel cu care ferată? Trecerea de nivel cu calea ferată este administrată de către CFR. E aceeași situație ca la ieșirea din Roman spre Iași. Exact. Este aceeași situație. Vom solicita CFR-ului ca cu aceste modernizări și ei la rândul lor, în limita posibilităților financiare pe care le au, să modernizeze trecerea la nivel cu calea ferată. Este clar că era acum câtva timp trecerea era bună, dar așa cum știm cu toții, în 2019, în vara anului 2019, am avut și noi la nivelul satului Cordun, la nivelul trecerii de cale ferată, am avut un incident rutier acolo când trenul a luat un conducător auto, dat fiind faptul că
mașina, ești puțin de pe trecerea de cale ferată datorită faptului că ai evitat o denivelare pe această trecere. Solicităm CFR-ului, vă face solicitare CFR-ului ca odată cu modernizarea tronsoanelor drum și ei la rândul lor să modernizeze trecerea cu calea ferată și vom vedea și răspunsul din partea lor și sperăm să fie un răspuns afirmativ. Sperăm ca să fie totul modernizat și să preîntâmpinăm orice incidente în această zonă.